Gong final pentru Festivalul Internațional de Teatru Ariel Interfest după 5 zile pline de evenimente care mai de care mai atractive, maratonul cultural propus de Teatrul Municipal Ariel la cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Teatru din Râmnic s-a încheiat aseară. În total, în cele 5 zile de festival s-au pus în scenă 25 de spectacole cu ajutorul a sute de actori din toată țara, dar și din străinătate. Râmnicenii au avut astfel posibilitatea să vadă la ei în oraș spectacole, eveniment dedicate atât publicului larg cât și copiilor. Printre acestea s-au aflat și două spectacole scrise și regizate de Lia Bugnar, una dintre cele mai în vogă regizoare din țară la ora actuală. Cele două piese, Masculin-Feminin și Stă să plouă, au tras practic cortina celei de-a 8-a ediția festivalului de la Râmnic. Mi s-a rupt apa! Ai văzut ce-ai făcut? Deșteptule! Mă stăteam și mă rupec aici! Era mult și bine! Acum hai, putem pisa! Ne vedem afară! Vin și eu 7 minute! Mă duc! Ai grijă, da? Da! Ne vedem afară, da? Cele mai așteptate momente ale ultimei zile de festival au fost însă concertul lui Nicu Alifantis, dar și spectacolul Regatul de Foc al trupei Famous Art din Cluj-Napoca, ce a incendiat și la propriu și la figurat centrul Râmnicului. Mă bucur foarte tare să văd că în locurile astea pe care le știam, prima dată am fost aici în 1974 și știam locul ăsta, dar acum a arătat atât de frumos încât chiar am fost impresionat. Da, mulțumesc Teatrului Ariel pentru această invitație, mulțumesc domnului Cristi Stanca pentru susținere. Îmi place și vechi prieteni de aici din Vânsa și mulțumesc domnului director al Teatrului Ariel pentru frumoasele vorbe spuse la început. Va fi o seară scurtă, dar sper eu caldă și prietenoasă. Organizatorii festivalului au fost Primăria Râmnicu-Vâlcea și Teatrul Municipal Ariel. Ziua Universală a Iei, sărbătorită mai devreme de autoritățile din Vâlcea, startul manifestărilor dedicate acestui simbol al poporului român s-a dat joi 21 iunie la Consiliul Județean Vâlcea. Aleșii județului, în frunte cu președintele Constantin Rădulescu, dar și 10 de angajați ai Consiliului Județean și instituțiile subordonate, precum și parlamentarii vâlceni, au ales să poarte cămăși tradiționale și la locul de muncă. Cu toții și-au dat întâlnire în foaierul sălii de spectacole a instituției, unde s-a cântat imnul național și unde au fost expuse costume și obiecte tradiționale. Ideea este de anul trecut. Anul trecut a fost prima oară când Consiliul Județean cu toți angajații și parte din instituțiile subordonate, toți s-au îmbrăcat în ie și vreau să le mulțumesc colegilor mei că am ales să sărbătorim o dată pe an împreună această zi superbă. Este o zi în care suntem mai uniți
ca niciodată. Este o zi în care sărbătorim frumosul și sărbătorim sufletul românesc frumos. Consiliul Județean Vâlcea s-a îmbrăcat astăzi în ie și consilierii județeni au fost în majoritatea lor îmbrăcați în ie și le mulțumesc mult. Ați văzut că prezentatorul nostru ne vorbea despre faptul că ea reprezintă munții, câmpia, pădurea, apele, tot ce e frumos în țara asta. Eu cred că în plus față de acest lucru, ea reprezintă bunătatea omului, reprezintă iubirea, reprezintă fericirea, reprezintă, dacă vreți, tot ce este mai bun în ființa unui om. Și iată că străbunii noștri au știut să aducă ceva pentru viitor care să propage aceste lucruri deosebite, pe care le poate exprima omul și pe care le poate trăi. Și noi nu facem altceva decât să arătăm ceea ce suntem, ceea ce avem în sufletul nostru. Suntem o nație primitoare, un popor bun. Pe străzile din centrul Râmnicului a avut loc ieri o paradă a iilor, mulțimea prezentă etalând cămăși cu sute vechi de zeci de ani. Vreau să vă spun că această ie a fost cu sută de bunica mea când avea 14 ani, deci în 1944. Toate lucrurile pe care le port astăzi cu drag sunt din mâna bunicii mele. Bunică, ce reprezintă un eșantion, dacă vreți, al bătrânilor pe care trebuie să-i iubim și să-i respectăm din tot sufletul, mai ales că vin dintr-o lume bogată spiritual, bogată sufletește și foarte așezată, pentru că lucrurile acestea aduc rostul într-o lume în care poate noi nu ne mai raportăm la modul acesta. Eu provin din zona de pe partea Topologului, din vecinătatea județului Vâlcea, din județul Argeș. Este o tradiție la mine în sat și a fost și sper să o perpetuăm, să știm, să o ducem și noi mai departe, de a purta de anumite sărbători sau de anumite evenimente acest port tradițional țărănesc. Vă spuneam puțin mai devreme, când eram copil, mergeam mult cu steaua, știți, este acea simbolistică a nașterii Domnului prin sat și nu eram primit la nimeni dacă nu eram îmbrăcați în costum țărănesc. Mama mea a cosut și știe să coasă și a țesut asemenea chestiuni de port popular. Multă lume mai poartă încă acest lucru. O perioadă de timp s-a părăsit puțin acest obicei. Iată că revine într-un mod interesant și plăcut și chiar cred că este un lucru la care merită să investim, pentru că ne conservăm tradiția, ne ducem aminte de originile noastre, mulți suntem plecați de la țară și e bine să ne ducem aminte de unde am plecat. După parada iilor, vâlcenii au fost invitați la un concert susținut de către formația coral instrumentală de muzică veche a Arhiepiscopiei Râmnicului. Ziua universală a iei sărbătorită și la Muzeul Satului din Comuna Bujoreni. Vâlcenii sunt invitați să îmbrace costumul tradițional și să treacă pragul muzeului pe 24 iunie, începând cu ora 10. Primăria Bujoreni, Muzeul de Istorie Aurelian Sacerdoțeanu și Asociația Mămici din Vâlcea vor organiza și în acest an o serie de activități cultural-artistice și ateliere menite să ofere informații despre portul tradițional și în același timp să-l promoveze. Pe 24 iunie, Muzeul Satului va avea loc Festivalul Internațional al Iei și la fel ca și aceste manifestări frumoase care astăzi le organizează Consiliul Județean și la care participăm și noi și aici în spațiul minific al Episcopiei și avem așa un fundal sonor frumos. Același lucru ne dorim să organizăm și la Muzeul Satului. De la cât au acces oamenii începând la muzeu? Cu orele 10 până la orele 16. Vor fi diverse ateliere și pentru copii, Asociația Mămicilor. Sunt mai multe asociații și ONG-uri care s-au implicat. Parteneri suntem și noi, Comuna Bujoreni, Muzeul Județean. Încercăm să facem niște momente plăcute și mai ales în acel spațiu pe care eu m-am implicat și îl mulțumesc și Consiliul Județean. Încercăm să-i dăm viață, să-i dăm culoare Muzeul Satului Tradițional Românesc, care cu bucurie și cu onoare l-avem la Bujoreni. Și atunci încercăm să-l scoatem în evidență prin aceste evenimente. Cum ați văzut, și Comuna Bujoreni s-a implicat în 3 dintre evenimente. Suntem parteneri la multe altele care se vor organiza acolo.
deci încercăm să dăm puțin viață tradiției și folclorului tradițional românesc. Organizatorii promit că toate activitățile, ținutele și atmosfera vor fi surprinse ca în fiecare an, în fotografii minunate, evenimentul reunind pasionații de fotografie și profesioniștii în artă fotografică. Ziua Universală a Iei va fi sărbătorită pe 24 iunie și în Comuna Vlădești, odată cu sânzienele și cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cei interesați pot admira o colecție impresionantă de câteva zeci de costume și cămăși populare, cu sute manual în urmă cu un secol. Veșmintele vor fi expuse duminică la Mănăstirea Sfântul Nectarie din Comuna Vlădești. Uitați, de exemplu, șoarțele acestea, cum se mai numează, velci, care sunt din lână, cu fir metalic, care au aproape 100 de ani. Și cămașa aceasta este de la o bătrână din comuna Păușești-Măclaș. Da, mai am tot așa aici o ie foarte veche. Uitați aici, de la familia Pietrăroiu, care este și sculptor, sculptează în lemn și dânsul mi-a donat această ie pentru muzeu și astea sunt șoarțele străbunicii mele, care au aproape 100 de ani. Tot așa din lână și cusute cu fir de metal. Da. Deci noi le avem acolo cu mare drag în Sfânta Mănăstire. Cămășile și costumele populare au aparținut bătrânilor din Vlădești și din localitățile învecinate, iar printre colecționari se numără inclusiv primarul Adrian Cosac. Este o cămașă care a aparținut bunicului meu, Cosac Ion, care are aproximativ 100 de ani. Cred că l-a mai fost purtată de vreo 60 de ani. Deci, Am reușit să le păstrați atât de bine. De artă, de patrimoniu, probabil. În lada bunicii, cum se păstrează. Se păstrează cu mare grijă pentru a putea să... Expoziția organizată de Ziua Universală a Iei este parte a unui proiect prin care autoritățile locale încearcă să promoveze portul național și totodată să atragă cât mai mulți turiști în zonă. Am făcut o expoziție de port popular reprezentativ din Vlădești, împreună cu preotul Sebastian de la Mănăstirea Sfântă Nictarie. Am adus cât de multe costume populare din zona noastră, pe care le-am expus aici. Mai sunt și altele, dar vă invităm la Vlădești să le vizitați. Cum ați reușit să le colecționați, să le strângeți? E o activitate pe care am început-o cu mult timp înainte. Face parte dintr-un proiect amplu de promovare turistică a localității Vlădești. Prezentarea portului popular al localității Vlădești, prezentarea ceramicii de Vlădești, prezentarea turismului monahal. Vrem să dezvoltăm latura, pe lângă activitatea administrativă a comunei Vlădești, vrem să dezvoltăm și latura turistică a localității. Majoritatea sunt colecționate din satele învecinate, de la Vlădești, Păușești-Măglaș, comuna Păușești-Măglaș, satul Valechei, și o parte sunt moștenire de la bunicii și străbunicii noștri, și le-am colecționat pe toate și le-am expus la Mănăstirea Sfântul Nectarie din comuna Vlădești. O parte dintre costumele specifice zonei au fost expuse joi 21 iunie și în foaierul Teatrului Anton Pan din Râmnicu-Vâlcea. Seniorii din PNL chemați să-și aducă aportul la elaborarea unei noi legi a pensiilor. Membrii organizațiilor pensionarilor liberali din Oltenia s-au întâlnit astăzi la Râmnicu-Vâlcea pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă această categorie socială. La întâlnire a participat și președintele seniorilor liberali la nivel central, Laurențiu Tudoroiu, care i-a anunțat pe cei prezenți că în cadrul partidului se lucrează la un proiect al legii pensiilor și i-a invitat pe toți să vină cu propuneri. Ideea este să venim cu propuneri, adică eu m-am gândit ca să se ia în considerație cât a contribuit fiecare dintre pensionari. Unii au muncit 40 de ani și au pensii de 6 milioane, 7 milioane, alții au lucrat 10-15 ani și au pensii foarte mari. Ar trebui să se ia în considerație cât a strâns fiecare dintre pensionari într-o viață de muncă și acest lucru să se reflecte în pensia pe care o face. Sigur, cu elemente de circumstanțiere, în condiții grele, muncă în radiații, sigur. Normal. Dar aceste lucruri trebuie spuse, trebuie gândite. V-am rugămintea să transmiteți colegilor dumneavoastră din județe necesitatea aceasta de a strânge idei și propuneri, să le centralizăm și zic eu pe anul viitor, cam într-un an de zile, să le avem coagulate pe sfârșitul anului viitor, începutul lui 2019,
Poate ar fi bine cam cu 3-4 luni înainte de alegerile locale, partidul să poată să vină cu o lege a pensiilor. Până nu de mult, Partidul Național Liberal nu s-a ocupat de această zonă a societății românești și cred eu că a greșit. Astfel, adversarii noștri de stânga au aproape monopol pe votul dat de persoanele care au o anumită vârstă din România. Trebuie să ne schimbăm total politica și Partidul Național Liberal trebuie să adreseze tuturor categoriilor sociale și mai ales categoriilor care au o anumită vârstă, pentru că toate politicile de stânga din 1990 și până acum adresate persoanelor de vârstă a treia, din punctul nostru de vedere, au eșuat. Rolul acesta trebuie să-l aveți în primul rând dumneavoastră, care cunoașteți cel mai bine problemele pe care le aveți și le au concetățenii dumneavoastră, cu care, sigur, vă întâlniți mai des, discutați mai des aceste probleme. Este necesar să stabilim un pic care sunt criteriile pe care trebuie să partidul să le aibă, astfel încât să se îndrepte serios spre această categorie importantă din România. Și, sigur, politicile Partidului Național Liberal pot să fie îmbunătățite și îmbogățite cu ceea ce produceți dumneavoastră și e bine că vă întâlniți aici, cu specificul zonei, pentru că e foarte important să vă întâlniți pe regiuni ca să puteți, într-adevăr, să veniți pe, în programul de guvernare sau în ideile pe care trebuie să le promovăm pentru această categorie importantă cu specificitățile respective. Sigur că, la prima vedere, orice pensionar, să spun așa, se îndreaptă spre cel care spune vă mărim pensiile. Vă gândesc că pensionarii din Partidul Național Liberal se gândesc mai mult decât la simpla demagogie și acest populism care există și, sigur, oricine vrea să mărească pensiile dacă grămada este într-adevăr mai mare. Liberalii lucrează în momentul de față la un proiect al legii pensiilor care să se bazeze pe principiul contributivității și să elimine toate inechitățile din sistem. Astfel de întâlniri cu membrii organizațiilor persoanelor vârstnice vor avea loc în toate regiunile, scopul fiind creșterea coeziunii membrilor și cunoașterea cât mai în amănunt a problemelor și doleanțelor cu care se confruntă persoanele vârstnice. Deputatul Cristian Buican îi cere premierului Viorica Dăncilă să aloce fonduri localităților vâlcene lovite de furia apelor. Prin intermediul unei interpelări adresate direct prim-ministrului, parlamentarul liberal Cristian Buican îi solicită imperativ Vioricăi Dăncilă să aloce din fondul de rezervă aflat la dispoziția sa sumele necesare remedierii efectelor calamităților din ultima perioadă din județul Vâlcea, foarte multe gospodării și obiective de infrastructură fiind afectate grav sau chiar distruse în peste 30 de localități. Ținând cont că în acest an bugetele administrațiilor publice locale sunt mai mici decât cele din anii precedenți, Buican i-a cerut Vioricăi Dăncilă să aloce localităților afectate în maxim 30 de zile fondurile necesare în conformitate cu rapoartele operative ale instituțiilor abilitate județene și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Mai mult, parlamentarul liberal militează pentru introducerea în legislație a obligațiilor autorităților centrale în privința alocării fondurilor pentru remedierea efectelor calamităților. Parlamentarul liberal a subliniat și faptul că Vâlcea este pe primul loc în topul județelor în ceea ce privește fenomenul alunecărilor de teren și că autoritățile guvernamentale nu au luat nicio măsură de prevenire a acestui fenomen. De asemenea, Buican recomandă autorităților județene să găsească surse de finanțare pentru a iniția un proiect pilot județean de prevenire a fenomenului alunecărilor de teren și a inundațiilor, în special în zonele unde an de an sunt probleme.
Nordiștii au acum oaza lor de liniște. Municipalitatea a inaugurat parcul din zona nord, o investiție de peste 500.000 de lei, realizată pe o suprafață de 4.600 de metri pătrați din terenul arondat Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului. Lucrările executate aici au constat în realizarea de alei și pavaje, a unei împrejmuiri și porți de acces, montarea unui sistem de irigație automat, modernizarea sistemului de iluminat și amplasarea de elemente de mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, urmând ca în cel mai scurt timp să fie montată și o țâșnitoare de apă. Aș vrea să încep prin a mulțumi Inspectoratul Învățământului, Ministerul Învățământului pentru faptul că au fost de acord să predea în administrare primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea acest teren de 6.000 de metri pătrați și cârcotașilor aș vrea să le spun să vadă acum cum arată acest teren, cum arăta, de fapt avem poze, cum arăta în trecut și cum arată acum. Unii deja spuneau că deja Gutău își face nu știu ce blocuri. Uitați ce blocuri s-au făcut aici. Deci s-a făcut o zonă, un parc excelent pentru zona de nord. Vreau să vă spun că vom mai planta câțiva copaci, pentru că la această furtună care a fost săptămâna trecută, patru brazi mari au fost smulși de aici, în fața de pe teren. Locul arată impecabil, oamenii sunt extraordinar de mulțumiți. Poate vom reuși să mai îmbunătățim, să mai mutăm și o ceșmea de apă. Vom pune un program dimineața de la 6 până seara la 11, în așa fel încât cei care s-au obișnuit să-și petreacă nopțile prin parcuri să nu aibă acces în acest parc. M-am gândit foarte mult și am luat decizia ca în acest parc să nu montăm locuri de joacă pentru copii. Vreau să fie un parc, dacă vreți, pentru persoane de vârsta a treia, pentru cei care își plimbă nepoții, va fi permis aici să-și pună o pătură elegantă și copilul să stea acolo frumos întins la umbră, să joace, nu știu, un joc. Deci, exact cum vedem afară, se poate face și aici. Cum vedem afară, în sănătate, mă refer. Această investiție era una absolut necesară pentru cartierul Nord, care nu beneficia de o astfel de facilitate, susțin râmnicenii. Cei mai fericiți sunt vârstnicii, pentru ei parcul reprezentând o oază de liniște. E frumos, ne place, da. Da. Aer curat, da. Verdeață, bun, da. Da, cred că va trebui să pună o cișmea cu apă. E super, ce să vă spun. E o oază de liniște. După zăvoie este cel mai frumos și foarte avantajos pentru noi nordiști, da. Se spune. Și pentru persoanele în vârstă. Și pentru copii. Pe bunicii cu nepoții. În alt mod, ei zburdă, se joacă, se bucură într-un fel, dar noi ne bucurăm de natură, copacii ăștia care sunt dădători de viață și de energie. Deci e o investiție foarte bună. Foarte bună. Și de mult așteptată, doamnă, de noi. În tot orașul ar trebui, să știți, în tot orașul, pentru că bătrânii n-au unde să iasă, n-au posibilități, deci nu pot să meargă departe. E frumosul Răneștiul nostru, foarte frumos, dar nu ne putem permite. Da, deci, pe lângă că trebuie să plătim apa aia de acolo, de la Olănești și așa mai departe, transportul și ăsta e greu și dificil pentru bătrâni, dar aici așa este super. Cum vi se pare parcul acesta? Frumos! Până acum n-am ajuns aici, dar este frumos. Sunteți din zonă, din cartier? Da, dar după Matei Basarab. Așa, să venim până aici? Da, da. Da, numai puțin, mama, ușor, ușor, iubita. Cum ți se pare parcul? Foarte frumos, un parc frumos în care ne putem distra și să facem foarte multe activități sportive. Da, până acum? Până acum, cu copiii, cu... Da, unde te duceai? Pe la grădinițe, de obicei, nu prea avem unde să ne jucăm și parcul acesta este foarte bun. Accesul în noul parc din zona nord a Râmnicului va fi interzis pentru utilizatorii de biciclete, role și skateboarduri, iar vizitatorii vor putea, dacă doresc, să se relaxeze pe pături întinse pe spațiul verde. Aproximativ 11 milioane de lei, la atât se ridică datoriile râmnicenilor către operatorul regional de apă și canalizare a Pavilesa Vâlcea. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 21 iunie 2018, Apavil are de recuperat aproape 11 milioane de lei de la răuplatnicii din municipiul Râmnicu Vâlcea, persoane fizice sau juridice. Cele mai mari restanțe, de aproximativ 7 milioane de lei, le înregistrează agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat peste 2 milioane de lei de la
la asociațiile de proprietari, aproape 500.000 de lei de la instituțiile publice și aproape 1.400.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu-Vâlcea. Ca de fiecare dată, APA Vilesa face apel către răuplatnici să-și achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. 16 milioane de lei la atât se ridică datoriile pe care râmnicenii, persoane fizice și juridice le au către CET Govora. Astfel, la data de 21 iunie 2018, restanțele către CET Govora se ridică la aproape 16 milioane de lei pentru apa caldă de consum și agentul termic pentru încălzire furnizate în sistem centralizat. Pe primul loc în topul datornicilor se află asociațiile de proprietari sau locatari și casele particulare din Râmnicu-Vâlcea cu datorii de peste 13 milioane de lei. De asemenea, CET Govora mai are de încasat peste 1 milion de lei de la agenții economici și 1.600.000 de lei de la unitățile bugetare. Ca de fiecare dată, șeful termoficării urbane Ion Cocleț face apel către răuplatnicii din municipiu să achite cât mai mult din valoarea restanțelor, altfel riscă să le fie sistată apa caldă de consum sau chiar să fie acționați în judecată pe rolul instanțelor, aflându-se deja 10 de dosare. Bun găsit de la stadionul din Pietrare, aici unde vom asista la derbiul primelor două clasate din faza play-out a Superligii Vâlcene la fotbal. Cu două etape înainte de final, gazdele de la Minerul Costești sunt pe primul loc cu 40 de puncte și astăzi vor primi vizita finalistei Cupei României Oltețul al 1-2016. Oaspeții de astăzi au un punct mai puțin și doar o victorie le mai poate da speranțe să încheie campionatul pe locul întâi. Întâlnirea va fi condusă la centru de Cătălin Buș, ajutat la cele două linii de Ionuț Zaharioiu și Constantin Remus Grigorie. În precedenta întâlnire directă de la al 1, cele două adversare de astăzi au terminat la egalitate 2-2. A plouat în cea mai mare parte a timpului pe parcursul jocului dintre Costești în echipament verde și al 1, fapt ce a afectat în mare măsură spectaculozitatea acestei întâlniri, care avea să decidă în mare măsură câștigătoarea clasamentului din play-out-ul Superligii Vâlcene. A fost mai întâi o lovitură liberă în favoarea gazdelor, la care Gabriel Alexe a trimis cu capul, fără probleme pentru portarul Codin. Au urmat trei situații bune la aceeași poartă, în care Marin Păiș ar fi putut înscrie, dar la fiecare dintre acestea, precizia la finalizare a lăsat de dorit. De partea cealaltă, oaspeții puteau deschide scorul în două rânduri. Mai întâi, Ion Olaru a trimis pe lângă din poziție foarte bună, după care, în urma unei lovituri libere, Adrian Birăruț a trimis balonul în transversala porții lui Denis Vlădoi și capitanul oaspeților, Petre Buliman, a avut o situație foarte bună, dar la fel de bine a intervenit Vlădoi și pericolul a fost îndepărtat. Să mai consemnăm un balon respins în bară de portarul gazdelor, astfel că prima parte s-a încheiat cu un scor alb, nimic important de semnalat până la jumătatea actului secund. Atunci când, din păcate, o ciocnire violentă între juniorul Cristi Huruială și portarul Nicolae Codin a dat mari emoții întregii asistențe, cu atât mai mult cu cât golkeeperul oaspeților era conștient, dar nu mai putea face nicio mișcare. Jocul a fost întrerupt până la sosirea ambulanței. Specialiștii acestui serviciu au intervenit în mod profesionist și, în cele din urmă, Nicolae Codin a fost transportat la spitalul din Horezu. Vestea bună este că Nicolae Codin nu a suferit nicio leziune gravă și avea să părăsească spitalul și să fie prezent ca spectator la importantul meci de baraj pe care Flacăra Horezul a disputat în seara aceleiași zile. În urma fazei respective, Cristi Huruială a fost eliminat, iar oaspeții au profitat de omul în plus și au reușit să deschidă scorul prin Adrian Birăruț și chiar să își dubleze avantajul câteva minute mai târziu după reușita lui Emanuel Birăruț. Gazdele puteau reduce din handicap în ultimul minut, însă execuția lui Ionuț Alexandru Bălă a trimis balonul peste transversală. S-a terminat Costești al 1-0-2, astfel că oaspeții au preluat și fia clasamentului. O victorie care vă urcă pe primul loc. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Da, ne urcă pe primul loc. Ne-am dorit asta și ăsta a fost obiectivul nostru, să terminăm play-out-ul pe primul loc. Ce pot să spun de meciul de astăzi? A fost un meci pe care l-am controlat în marea majoritate a timpului.
Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat la faza aceea când portarul nostru a suferit acea accidentare. Se mai întâmplă în fotbal, sper să nu fie ceva foarte grav. Băieții s-au mobilizat foarte bine în meciul de astăzi. Am ratat enorm, enorm de mult. Nu se întâmplă asta de obicei. Ratăm, dar la 3-4 ocazii mai și marcăm. Astăzi am avut, cred că 20 de ocazii clare de a marca și am ratat foarte mult. Sperăm să ne îmbunătățim eficiența în fața porții. Ați pierdut, din păcate. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Sunt foarte dezamăgit de jucătorii mei, pentru că după ce s-a întâmplat accidentul acela cu portarul advers, au tratat jocul foarte ușor, nu au fost serioși până la capăt. Îmi pare rău că n-am câștigat. O să am o discuție cu domnul primar a zilele următoare, să vedem ce se întâmplă și cu echipa. Să rămânem așa în mediocritatea asta care suntem acum, eu nu accept, și să vedem ce decizie va lua și dumnealui, dacă putem să facem ceva mai bine, mai continui, dacă nu, să vadă ce decizie ia, să pună pe altcineva. Pentru că jucătorii care îmbracă tricoul echipei Minerul Costești trebuie să fie și responsabili pentru ceea ce fac pe teren. În ultima etapă, Minerul Costești va juca în deplasare cu CS Mădulari, în timp ce Oltețul Alunu va primi vizita celor de la Oltețul Bălcești. Atât de la Pietrari, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Atmosferă incendiară pe stadionul din Treab la cel mai așteptat meci al anului. Bun găsit de la Horezu! Aici unde vom asista la partida tur din dubla de baraj pentru promovarea în cel de-al treilea eșalon. Se întâlnesc campioanele județelor Vâlcea și Telorman, Flacăra Horezu, respectiv Rapid Buzescu. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă prahoveană, avândul la centru pe Andrei Morăiță, ajutat la cele două linii de Ionel Valentin Dumitru și Doru Nicolae Petre. În campionatul lor oascăsii de astăzi au pierdut un singur meci, în timp ce horezenii nu au cunoscut gustul înfrângerii. Ultima astfel de atmosferă a fost pe stadionul Horezenilor în urmă cu 3 ani, atunci când Flacăra pierdea pe teren propriu un joc având aceeași miză, promovarea în Liga a 3-a. De această dată însă, proiectul început în urmă cu aproape 2 ani de noul primar Nicolae Sărdărescu avea să fie dus la bun sfârșit, pentru că, așa cum vom vedea, horezenii în echipament albastru-alb au rezolvat ecuația promovării încă din meciul tur. Pentru a deschide scorul, numai 15 minute le-au fost necesare elevilor antrenorului jucător Adrian Popa, prima reușită purtând semnătura lui Ovidiu Popescu. Hai mult, Șapte minute mai târziu, capitanul Raul Nistor îi trimite în adâncime lui Adi Popa centrare la întâlnire pentru Bobby Verdeș, care înscrie. După alte două minute, o secvență cu aceiași actori în rolurile principale, Adi Popa trimite în fața porții, Verdeș își trece în cont dubla și scorul devine 3-0. În minutul 31, o centrare de pe dreapta trimisă de Samson l-a găsit la locul potrivit pe Raul Nistor și scorul începea să ia proporții. După ce s-a aflat de două ori la finalizare, Bobby Verdeș a trecut pe post de servant. I-a centrat perfect lui Radu Georgescu, iar șeptarul gazdelor a stabilit rezultatul pauzei, 5-0. Același rol al lui Verdeș a continuat și în repriza a doua, mai exact în minutul 61, atunci când i-a pus mingea pe tavă lui Raul Nistor, iar capitanul horezenilor a înscris al doilea său gol și al șaselea al întâlnirii. Cu 12 minute înainte de final, o aruncare de la margine, urmată de o degajare greșită, a făcut ca balonul să ajungă la Samson, aflat undeva la 30 de metri de poartă. Yeah!
7-0 așadar. Între timp a fost trimis în teren juniorul Ionuț Simeanu, un jucător extrem de productiv pe parcursul campionatului. Tânărul atacant a căutat vincul porții lui Alecu, dar acesta a scos miraculos. Același goalkeeper, nemai având ce face atunci când Simeanu a schimbat vincul și a stabilit rezultatul final al turului. Flacăra Horezu, Rapid Buzescu, 8-0. O victorie clară, cum a fost pentru tine meciul de azi? A fost un joc tensionat până în momentul în care ne-am desprins. După aceea totul a discurs la sine. Suntem foarte fericiți că am câștigat, mai ales că am câștigat la o diferență de 7 goluri, dacă nu mă înșel, chiar nu mai știu. Și asta e motivul în plus să mergem mai liniștiți în Teleorman. Suntem foarte fericiți și dorim să ne mai oprim în Liga a doua, dacă se poate ajunge pe acolo. Noi am făcut să fie meci ușor, dar a fost meci greu. Și băieții noi am fost conștient că să fie meci greu și am făcut să fie ușor pentru noi. Am alergat tot, am bătut cu ei, am dat și gol și repede. Se poate spune că promovarea este asigurată? Da, în mare măsură promovarea este asigurată. Vreau să felicit acești jucători minunați care au ales să vină la Horezu, au avut încredere în proiectul nostru, jucătorii care au venit din altă parte și jucătorii care sunt din Horezu, și vreau să le mulțumim acestor oameni minunați care ne-au susținut din primul până în ultimul minut. Toată lumea merită felicitări, toți cei implicați în acest proiect. La Horezu s-a format o echipă frumoasă care merită susținută de toată lumea. Trebuie să fim uniți, să fim aproape toți cei din Horezu și din împrejurim, ca să susținem această echipă frumoasă. Cred că sunteți cel mai fericit primar după această victorie. Da, să știți că sunt foarte fericit, pentru că ne-a ieșit efectiv ce am discutat în urmă cu 2 ani de zile. Adică primul an, până reușim să facem rost de banii necesari, să ne menținem în Liga, în Superliga 4, iar în anul următor, adică acesta, să intrăm în Liga 3. Și mă țin în continuare de cuvânt, dacă totul merge bine, peste 4 ani de zile ne vedem în Liga 2. Deci asta este practic planificarea făcută pentru următoarea perioadă. Băieții au jucat excelent, s-au mobilizat excelent, vă spun sincer. Sunt mulțumit, foarte mulțumit de modul în care au tratat acest meci de fotbal. Cred că ați observat că și organizarea a fost foarte bună pentru acest, mă refer la tot ce înseamnă logistică. Și avem un rezultat foarte bun. Și sper că, și sunt convins că nu vom avea niciun fel de probleme sâmbăta viitoare la retur. La 8-0 așadar, un rezultat liniștitor pentru horezeni în vederea returului de la Buzescu. Atât de la Horezu, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Găsit de la Mălaia, aici unde vom asista la un nou joc din Liga 4-a Vâlceană la fotbal, Seria Est. Este vorba de etapa cu numărul 9, penultima din faza play-off, rundă în cadrul căreia Foresta Mălaia, locul 5 în clasament, primește vizita liderei Chimia 2012, Râmnicu Vâlcea. Întâlnirea va fi condusă la centru de Răzvan Mosor, ajutat la cele două linii de Claudiu Andrei Mosor și Ramona Bălteanu. În precedenta întâlnire dintre cele două formații, forestierii s-au impus în deplasare cu 2-1. Roșialbaștrii de la Chimia 2012, Râmnicu Vâlcea, se aflau așadar în fruntea clasamentului, dar la egalitate de puncte cu AS Mihăiești, formație care la aceeași oră a jucat acasă și avea să câștige cu 5-1 întâlnirea cu a treia clasată, AS Râmnicu Vâlcea 2016. Așa se face că oaspeții arenei din Mălaia erau la mâna lor în ceea ce privește menținerea pe primul loc, astfel că au luat jocul în serios, trecându-și în cont câteva situații bune la poarta lui Gianni Rotaru, cel care a intervenit bine la un corner executat de Cristian Băgălin și a fost apoi salvat de proprii fundași la șutul lui Eduard Preoteasa. În urma loviturii de colț ce a urmat, Bogdan Fuiore a câștigat duelul aerian cu fundașul advers, dar a trimis peste transversală. A urmat o lovitură liberă periculoasă acordată gazdelor, executată bine de Cătălin Duminică, dar zidul chimiștilor a deviat în corner. Cea mai frumoasă fază a meciului a adus și deschiderea scorului în contul oaspeților, atunci când Claudiu Rădescu a plecat într-o cursă senzațională de peste 70 de metri. Nimic nu i-a stat în cale și noroc că din inerție nu a driblat și poarta. Gol! Bravo!
În replică, oaspeții au avut o lovitură liberă din poziție favorabilă, executată de Daniel Vangu, dar balonul s-a dus peste poarta lui Marius Vlădoi. O astfel de fază au avut și oaspeții, a executat Ștefan Pană. Balonul a fost respins de fundașul Ion Lala până la Claudiu Rădescu, al cărui șut s-a dus mult peste transversală. Același Rădescu a avut o execuție asemănătoare în minutul 44, astfel că la pauză chimiștii conduceau cu 1-0. Forestierii au început în forță actul secund, printr-un șut din unghi expediat puternic de Daniel Vangu, dar scos magistral din vincul de Vlădoi. Din apropierea propriei linii de fund, gazdele au avut nevoie de numai două pase pentru a ajunge la poarta adversă și să restabilească egalitatea. Paul Vangu i-a trimis la centrul lui Costin Duminică, autorul pasei în adâncime pentru Daniel Vangu. Chimiștilor nu le era suficient egalul și au pus din nou presiune pe poarta lui Rotaru. La un corner al lui Băgălin, Cosmin Băiță a trimis cu capul peste transversală, după care, la o nouă acțiune periculoasă purtată de Rădescu pe partea stângă, defensiva gazdelor a scos în corner. Eforturile chimiștilor au fost în cele din urmă răsplătite, am putea spune, de portarul gazdelor, care, la șutul expediat de Ștefan Pană, s-a dus bine pe minge, dar intervenția a cam lăsat de dorit. Gianni Rotaru și-a răscumpărat oarecum greșeala și a salvat din fața lui Rădescu, așa cum avea să o facă la o fază identică, petrecută în penultimul minut. Nimic nu s-a mai întâmplat până la final, astfel că Foresta Mălaia pierde acasă cu același scor cu care a câștigat în turul fazei play-off în deplasare la Chimia. Ați pierdut la Vâlcea, dar ați câștigat în deplasare. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Un meci care cred că mai mult merita să-l termină la egalitate. Un meci greu, cu echipa de pe primul loc. Ce să vă spun, îmi pare rău că am pierdut, dar obiectivul nostru a fost să ne calificăm în play-off de când am început retur, mini-returul, și l-am reușit. Asta a fost un bonus, practic, pentru noi. Ce să vă mai spun altceva? Felicit echipa pentru toate jocurile până acum. De partea cealaltă, elevii antrenorului jucător Marius Vlădoi continuă să fie lideri în fața celor de la AS Mihăiești, având un gol averaj superior. O victorie importantă care vă menține pe primul loc, cum a fost astăzi? A fost un meci greu. Era de așteptat, mai ales condițiile de joc. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. E prima oară, joc fotbal 35 de ani și prima oară când joc fotbal fără tușele complete la teren. Deci acolo în colțul din dreapta, de aia cum sunt eu acum, nu sunt, practic nu sunt tușe, nu știu cum se poate juca. În fine, am câștigat, dar tot sâmbătă trebuie să câștigăm pentru a termina primul loc. Sunt aceleași treburi care erau și înainte, chiar dacă pierdeam, tot trebuia să câștigăm. Bine, acum ne mai avantajează și egalul, dar important e că suntem acolo, se joacă cu titlul pe masă, e competiția frumoasă până la sfârșit, e totul. Acum vedem, cine câștigă sâmbătă, înseamnă că a meritat să câștige și campionatul. În ultima etapă, Foresta Mălaia joacă în deplasare cu Oltul Drăgoiești, în timp ce Chimia găzduiește derbiul primelor două clasate pe stadionul Hidro, urmând să vină AS Mihăiești. Atât de la Mălaia, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Băi, bune, căprioară, căprioară! Gol! Bravo! 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 Bravo